Bun găsit, prieteni! Trăim într-o perioadă în care meșteșugurile tradiționale nu mai sunt atât de întrebate ca odinioară. Și asta pentru că modernizarea ne-a cam asaltat pe toți. Totuși, în satele Moldovei mai găsim și astăzi câte un meșter iscusit, gata să ne dezvăluie tainele lucrului manual. Unul dintre aceștia este Constantin Cojan din satul Colibaș, raionul Cahul, meșter în prelucrarea artistică a pieilor. Omul confecționează cojoace pentru bărbați, căciul de cârlan și bundițe pentru femei. O muncă extrem de migaloasă și complicată, însă dragostea pentru tradiții l-a captivat și îl motivează să creeze. Îmi place. Dacă nu mi-ar fi plăcut, cred că nu mi-ar fi reușit. De când practicați acest meșteșug? De copil. De copil, chiar fiind copil micuț, dar am început să fac ornamentele astea. A învățat meseria de la tatăl său, ca mai târziu să se perfecționeze și să-i ducă mai departe îndeletnicirea prețioasă. Era în clasa 7, a 8, eu de acum știam să cos cușmile singur. Și nu de este, acum se făcea odată, atunci cu urechi de cele rusesc, de atunci de cele purtam, singur le făceam, a 7, a 8 eram. A învățat tehnologia de prelucrare a pielii la Chișinău, după care a trecut hotarul pentru a-și dezvolta îndemânarea. Am ajuns în România, dar la fabrica cei mai mari la Orăștie. Am fost la particular în satul mare. Și pe urmă am avut o persoană care cândva în armata sovietică, a făcut armată, dar din Ivano-Frankovsk, fostul Stanislav. Acolo tot era o fabricuță de prelucrare a pieilor. Dar la Harkov erau două fabrici. Una de prelucrare a pieilor de oaie, da, a doua era de prelucrare a pieilor de miel, caracol. Deci materia primă o aduceau de pe Asia Mijlocii, dar se prelucrau acolo. Am ajuns pe acolo, da. Se spune că munca fiecărui om este portretul său. Portretul domnului Cojan este muncă, dar și pasiune pentru tradițiile noastre. Am cusut o perioadă, chiar ani de zile, da, soră? Da, cojoace am cusut. Acum s-a specializat mai mult pe bundițe și căciuli. Bundițele fac parte din costumul popular autentic. Aceste articole sunt confecționate din blană de miel și cusute manual. Ia câte o bundiță bărbătească, dar ce-i faci? Îi cusăm ornamentele, am cusut buzunarul de sus, dar și acum cel de jos. Asta e o mașină industrială. E sovietică. Parcă e o mașină destul de răusită. Cu dânsa am început, cu dânsa merg mai departe. După ani buni de experiență, bărbatul cunoaște toate dedesubturile acestei meserii. Pentru a realiza o lucrare, materia primă trebuie să treacă prin mai multe etape. Iată, aici am niște pilițele pregătite pentru bondiță. Voi înscruiesc o bondiță pentru o persoană matură. Așa cam măsura mea. Undeva 54-56 măsura. Noi întâi alegem pilițele. Orice bondiță, ca să fie bună, sănătoasă, deci se croiește, fie ea măsură mai mică, 44 sau 60, toate din 3 piei. Pieptul la mine undeva, sau o persoană ca la mine, undeva e 36, undeva, dacă nu, și 38. Noi avem, vreau zic, îi dăm până la ea din, zicem, din stânga. Înălțimea pentru o hăinuță pentru mine undeva 80 de centimetri. Câte bondițe aveți în colecție acasă? În colecție, dar nu prea avem. Nu prea aveți? Nu prea avem. Ciubotar fără ciubote este? Nu, am bondița mea personală, are și soția, are personal, dar așa, mai toate... Mai toate sunt bune. Ia câte aici o parte a... Vedeți, da. Și pe urmă se suprapune alta peste, una peste alta. După această etapă se aplică o placă făcută din două straturi de piele, unde se vor pune butonierele. Și abia după aceea urmează aplicarea ornamentelor. Bundițele sunt o veritabilă emblemă pentru poporul nostru. Ele pot fi admirate la localnicii din toate zonele țării. Sunt ornamente diferite, care reprezintă diferite zone. Iată, asta e o bândiță pentru găgăuși, găgăuzească. Chiar cineva s-a uitat în muzeii lor de acolo, s-au comandat. Iată, poftim.
Vedeți, asta e ornament găgăuz. La noi, deci, astea reprezintă zona de jos a Basarabiei. Eu ne-amintesc că eram copil, tata meu m-a luat la Reni. La Reni, unde s-au întâlnit câțiva cojocari. Erau din Izmail, era și un găgăuz, era și un bulgar, erau tocmai de la Cetatea Albă, meseriași vechi. Și toți în părțile astea mai mult că ornamentul Istălăveu. Soția lui Constantin Cojan, doamna Elena, este și ea meșter popular, dar și profesoară de profesie. A lucrat 40 de ani în liceu, predând fizică și matematică. De când s-a pensionat, lucrează cot la cot cu soțul său. Da, clar că eu singur nu mă descurc aici. Fără ajutorul soției n-aș putea să duc lucruri la capăt. Ce am în vedere? Eu duc bondița la capăt, dar la urmă trebuie bunghita, trebuie, să zicem, un controler la urmă ca lucrul finanțat să treacă pe mâna unui specialist. Așa am putere după pensie să mă dedic lucrurile astea. Dumneavoastră, unde ați învățat acest meșteșug? Cum să zic, eu am cusut încă de mică la surorile mele, mai am încă 4 surori și le confecționau cât ceva în măsura posibilului. Eram în școală, în clasele 7-8, când eram cusăm la surori. Și apoi mașină de cusut în casa părintească am avut dintotdeauna. Hainele executate de mâinile dibace ale meseriașului sunt solicitate indiferent de anotimp. Lucrările lui sunt purtate nu doar de oamenii din țara noastră, dar și de cei aflați în diferite colțuri ale lumii. Avem, așa la palmarescă, zic, lucrări pe tot pământul, adică cred că în toate colțurile. Eu uitam dacă așezeam harta și tricolorul pe hartă, cred că erau foarte multe. Unde mai exact au ajuns lucrările mai exact dumneavoastră? Au ajuns în Canada de mult, în Italia, da, în România nici nu mai vorbim, în Franța, Anglia, am făcut chiar în Anglia la în diferite state. În Scandinavia, în toate țările, da, în Asia. Deci asta e o bandiță model scurt pentru fete, cu caracul natural romariu, se întreabă, deci asta e... Așa. Deci am aici o bondiță cea mai veche, stilul vechi, autentic, de la noi, deci care se încheie până la gât. Deci în continuare am o bandă relativ nouă cu caracul cafeniu, natural, deci necolorat, iar pielea e colorată cafeniu, modelul e același la uzoare flori. Constantin are și o soră care îl ajută în acest domeniu. Catinca profesează de când se știe aceeași meserie. Chiar dacă este la pensie acum și locuiește la Galați, nu ezită să vină de fiecare dată acasă, să-și ajute fratele când are nevoie. Când eram mici, pot spun că aproape fiecare știe lucrul lui. El era cu florile cele mici, el s-a învățat și făcea foarte repede. Eu mai cusăm cu mâna, când am mai ajuns la clasa 6-7, am început la mașină. Probabil că făceam mai bun, sau nu știu cum să zic, ochii mai buni, și lucram la mașină. Fiecare își avea lucrul lui. Cu mine era mai complicat, că prindeam comanda ce să fac, dar ori ștergem la scaldat, la râpă, și cam ca copii eram. Erați un fel de nică din poveștile lui Creangă? Făcem destul. Sora lui confecționează cu ușurință ornamentele pentru bundițe, iar pentru a ne demonstra acest lucru a realizat unul chiar în fața noastră. Fac un buzunar pentru partea bărbătească de cel care e castrugul. Și nu avem model ca să desemnăm pe el, dar de acum, în practica vieții de atâția ani de zile de când muncesc, poate am aproape 60 de ani de când muncesc, și o știu pe de rost de acum, cu ochii închiși, să zice că face. Și acum îmi pornesc, pun așa jumătate, nu chiar jumătate, partea de jos un pic să fie mai mare. Și pun un semn aici, un semn mic. Acum, ca să fie amândouă la fel, eu fac așa, potrivesc de aici și ca să fie tot egal. Să nu fie o parte mai lungă sau o parte mai scurtă. Facem așa.
a ieșit. Acum el, domnul Costache, îi face pe aici acelea cu găurele și gata, ornamentul. Tainele meșteșugului nu se învățau din cărți, ci se transmiteau din generație în generație, de la mamă la fiică sau de la tată la fiu, în cazul lui Constantin Cojan. Bărbatul păstrează și azi nu doar meseria, ci și calapodul tatălui său. Asta e din 1900, când tata meu a terminat meseria în 1934, stăpânul lui Iloca Donat. Și până în ziua de azi el e la mine. Și deci, cum se făceau căciulile atunci, 80-90 de ani aproape, tot așa se fac și acum. Adică da. Cum? Forma. Forma și înălțimea și... Da. Dar acum, mă rog, piele e piele, nu e ca stofa, nu e ca o materie țesut, toate să fie la fel peste tot. Mă rog, mai are acolo cât ceva, așa, păi eu mai tușnim așa puțin. Calapotul ăsta are undeva 60. Ca să ajungem la măsura 62, noi mi-i punem, zic, aici niște pieni, așa le zicem. Și puțin să facem mai mari, să le zicem. După ce o scoate de la calup, de la calapot, deci ia uitați cum îi faci, deci o șlefuiește, adică lungimea părului să fie aceeași, o uniformizează. Omul ne-a explicat faptul că după modul în care o persoană purta căciula, îți puteai da seama dacă e însurat sau nu. Deci căciulița pe capul omului spune ceva. Iată așa, dacă noi mergem la columna lui Traian, dacii noștri purtau căciulile așa. În curte, când... Da, eu așa arăt cu a mea. În curte, în gospodărie, ia uitați-vă. Deci se poartă așa ea, deci cât mai jos, ea nu s-a nină, prin șură, prin asta, nu s-a nină. Flăcăii înainte le purtau căciula pe urechi. Iată, așa ea, pe urechi. Da. Cel căsătorit o purta invers. Așa ea, da. Și mai este o poveste că când mergeau la nuntă, bărbații căsătoriți așa plecau și când la nuntă de acum, hei, așa vineau. Cei care apreciază lucrurile de valoare în care s-a investit timp, pasiune, răbdare și multă îndemânare pot vedea în aceste obiecte un soi de artă. Păstrarea și promovarea tradițiilor au menirea de a scoate în evidență îndeletnicirile noastre. Tot în această localitate am făcut cunoștință cu Ilie Fabian, poștașul satului Colibaș. Timp de 27 de ani străbate străzile în lung și în lat, indiferent de timpul de afară. Omul își îndeplinește munca cu devotament și grijă față de localnici. Pe parcursul anilor ăștia, eu am activat și la Casa de Cultură, ca conducător artistic. Am de vreo 2 ani, 3 ani de acum de când sunt la pensie. Dar... Toate nu mai vor activați. Să vină. Oamenii nu vor. Tineretul, unde oște, nu... Nici oamenii de ăștia mai simpli nu vor să vină, pentru că și cu așa salariu nici nu pot să existe. Îmbrăcat modest, cu o geantă plină de răvașe, pornește încetişor prin sat în fiecare lună. Pentru unii dintre bătrâni, el este singurul care le mai deschide poarta. Corect că sunt bucuroși când ne văd, pentru că știi, da, dacă o strigat înseamnă că ne-a dus ceva. Pensia să bucură omul. Oamenii din sat îl cunosc bine și îl așteaptă cu drag de fiecare dată, pentru că aduce nu doar scrisori sau bani, ci și o vorbă bună, un sfat. Tot timpul ne aduce pensia la vreme, și pe ploaie, și pe furtun, și pe viscol, și pe arșiță. El totdeauna este aceeași și ca om e foarte bun. Știi să vorbească cu noi, știi, adică cu oamenii la care le dă pensia. Când vedem poștașul la poartă, avem o mare bucurie. Ca bătrâni, singurate și nu avem pe nimeni de aproape. Ne bucurăm. Pe lângă meseria de poștaș, bărbatul este pasionat de folclor. Cântă și încântă lumea cu darul său muzical. Din anul 2008, Ilie este conducătorul ansamblului Colibășan ca din sat. Talentul și pasiunea lui pentru muzică îi oferă energie, speranță și inspirație.
Hai, hai, maiculiță, maiculiță, ce stai supărată? Hai, hai, îmbracă-te, maiculiță, cum făceai odată? În cămașă albă, cum o dă făceai, mă? Luai de mână și-n joc mă îmbârteai. În cămașă albă, cum o dă făceai, mă? Luai de mână și-n joc mă îmbârteai. Când aud mamă pioara, cum zice pe strună, inima din piept însărtă, parcă fi nebună. Îmi place să cânt și să dansez. Îmi place și e frumos. Din 70 până în prezent tot activez pe tărâmul culturii, pentru că a aduna ceva frumos sau aduși tradițiile noastre mai departe, apa asta e o bogăție așa sufletului, dar așa oamenilor care și ascultă și privesc. Creativ din fire, omul a înființat un muzeu în localitatea sa, unde prezintă vizitatorilor o veritabilă colecție a tradițiilor noastre. Prosoape, haine naționale, obiecte de uz casnic și exponate din diferite perioade de timp. Ideea ca să facem un muzeu a satului a venit de la aceste ștergari, care sunt țăsute și sunt făcute din mătase de vermi de mătasă, dacă sunt popular cum e. Și apoi ele, când în sat la noi, s-a crescut vermi de mătasă. Și asta e toată bogăția care am adunat-o noi. Ce obiecte mai sunt aici? Avem aici vârtelniță. Iată asta, vârtelnița. Stați, acolo furca de tors. Furca de picior de tors. Aici de acolo avem mai multe modele de vârtelniță. Pe lângă vârtelnițe, puteți admira și un colțișor de credință, în care omul a adunat mai multe icoane vechi de la femeile din sat. Și vedem aici, sunt și lucruri de la biserică, la care, adică mi-am spus, părinte, zic, decât să putem, poate să piardă, poate să... Decât nu ia să le faci. Așa, pe când le-am amenajat toate și când a intrat, s-a bucurat, pentru că este lucruri sfinte. Nu pot să zici că sunt lucruri dezvârlite. Iată, aici era anul, dar nu pot să vă spun. Asta e foarte, foarte, foarte vechi. Asta era înaintea altarului. Candelii, trei candelii este. Pe parcursul călătoriilor noastre pe tot întinsul Moldovei ne convingem de fiecare dată că țara noastră are oameni frumoși, cu realizări excepționale și experiență de muncă în diverse domenii. Tot ce trebuie să facem e să-i întâlnim și să ne molipsim de talent și energie.